Știu că ați votat la Pol să fie să fac recenzia la Ora Mona în loc de adică au fost foarte apropiate voturile între Ora Mona recenzie și discuție cu spoilere Captain Marvel. A câștigat teoretic recenzie Ora Mona, dar la fel ca la Versus, pentru cine știe Versus, argumentele din na, comentarii au fost foarte bune și fiind diferența destul de mică, am considerat că o discuție la Captain Marvel este într-adevăr mai bună decât să mă duc să pierd timpul și să văd o Ramona. Știu că vreți, sunteți curioși foarte mulți să vedeți cum distrug probabil filmul ăla. Nu, poate fi, poate e o surpriză. poate chiar o surpriză plăcută. dar știu că vreți asta, dar... Poate o să o fac, nu știu, dar într-adevăr am considerat că e mult mai interesantă și mai binevenită uh, chestia asta Și da, ar fi satisfăcător și o discuție în care să distrug Oramona dacă e cazul de distrus na? filmul uh, Poate fac și chestia asta la un moment dat, uh, îmi pare rău pentru cei care chiar au vrut să vadă chestia asta Dar uh, puteți să rezistați și fără dacă e Nu promit că o să mă duc, dar poate o să-l văd și pe ăla și cred că o să urmeze în următorul vlog, o să urmeze și uh, Young Justice, gata, pentru că la fel în argumente au fost câțiva care chiar am văzut că vor să vorbesc despre Young Justice uh, și o să fac o, un vlog și despre Young Justice, da? Dar acum hai să vorbim despre Captain Marvel! Să intrăm direct în pâine, atenție, spoilere pentru Captain Marvel. Ce m-a deranjat pe mine cel mai mult? Sau hai să vorbim despre elefanții din cameră, da, și bune și rele. Filmul n-a fost groaznic, deci filmul nu mi s-a părut niciodată, a, oleo, ăsta e cel mai prost film din MCU sau de la Marvel sau nu știu ce. Nu! Doar că au ratat niște, cum am zis, în cea fără spoilere, pe care o să pun, o să pun link în descriere, pentru cine n-a văzut încă filmul și așa, au fost niște chestii care m-au deranjat destul de mult. În primul rând, um, hai să zicem, să punem în primul rând, nu știu, nu le pun neapărat în primul rând sau așa, aleatoriu, au ratat foarte mult cu personajele negative. Deci, scrolls, da? Personajele negative, scruli, da? Puteau să fie foarte mișto, având în vedere, știu cât de cât ce se întâmplă în Benz și um, e acea, acea poveste cu Secret Invasion. Da? Era foarte mișto dacă mergeau pe scrul ca personaje negative până la sfârșit. Nu să facă Dita mai twist în care, a, stai puțin că de fapt nu sunt scrulli cei răi, ci sunt ăștia, mă rog, nu toți, de la cri, da? Adică personajul lui Jude Law cu echipa lui, cu Ronan, da? Trebuia din prima să ne gândim faptul că Ronan este totuși de partea băieților bune, acum treia să fie un semnal de alarmă acolo, dar mă rog, nu mă Era mult mai mișto dacă mergeau pe... adică aveau un potențial foarte mare să facă din scroll ceva interesant ca personaj de... adică ok, au făcut câteva chestii, da, a fost scena de acțiune cu urmărirea, când urmărește Captain Marvel acel scroll care se transformă în băbuță, nu știu a fost Mișto, dar puteau să facă mult mai bine, să exploreze mult mai bine puterea asta a lor și să-i facă personaje negative super amenințătoare, adică să ia orice formă, ar fi fost super mare potențial și pentru endgame, cum a zis toată lumea, mm, o fi Ant-Man uh, scroll, o fi uh, Captain America sau nu știu ce personaj din ăsta imens, o fi la un moment dat un scroll în... Uh, în a, Ascuns, nu știu ce S-a dus cu toată chestia aia Era foarte interesant, nu zic neapărat Că aș fi vrut chestia asta Depinde cum o gândeau, puteau să o gândească mișto și pentru Endgame Dar, dacă revenim la Captain Marvel Era foarte, foarte mișto Pentru Captain Marvel Adică au, au, au ratat un potențial Imens cu chestia asta Alt potențial foarte mare ratat A fost cu Samuel L. Jackson Cu totul personajului Samuel L. Jackson Irosit, Nick Fury Absolut irosit, se luptă cu Ben Mendelsohn, da, cu personajul cu șeful Scroll se luptă la un moment dat, cât un minut, e o scenă de luptă între ei doi în care, nu prea se întâmplă mare lucru, adică e o scenă în care îl pune jos Nick Fury și a fost interesant, dar coregrafia din nou, coregrafia tuturor luptelor din film a fost mult mai slabă decât cu ce ne-a obișnuit Marvel până acum. Ok, hai să zicem mai bun, mai, filmul da? e clar mai bun decât Thor 2, decât um, Iron Man 2 sau mai ales 3. Da? Adică o să fac poate și eu un. O, o să le pun în ordine de la cel mai prost la cel mai bun. Am deja top 10, deci top 10 cele mai bune le știți deja. Eventual o să fac după aia în jos, 11, 12, 13, aia, până la ultimul cel mai prost. A fost mult mai slab, deci coregrafiile de luptă, scenele de acțiune. Ce a fost? A fost scena cea mai mișto, cred că a fost a fost scena de la sfârșit. <coughs> Când zboară ea și intră prin navele alea și distruge navele și nu știu ce. Mult prea scurt, scurt mult prea dintr-o dată, adică bea și a îmbrățișat puterea maximă și gata deja e super woman, super girl, ca să nu zic Superman, da? Că, oh, cum să nu cumva să zici și acum uh, diferența între bărbați și femei? Oh, nu! Chestia cu discuția de, a un film a fost super feminist și nu știu ce, nu mi s-a părut. Adică, ok, dacă au tăiat unele chestii ca să bage niște scene uh, în care să arate că, uite, și femeile pot să fie, nu știu cum... Da, din punctul meu de vedere au greșit pentru că puteau să bage niște scene mult mai mișto cu ea, luptându-se mai bine, să da? se concentreze mai mult pe coreografie, să se concentreze mai mult pe personaje. Pe lupte și scene de acțiune Și să lege mai bine scenariul Nu să introducă și fosta ei Prietenă cea mai bună Și un moment, moment emoțional acolo L-au făcut, făcut pe Marvel Care era bărbat acum în Benzi Acum este feme Personaj feminin este un Cree Annette Bening da? Care e femelă da? E o femeie au schimbat, ok, nu mă deranjează neapărat schimbările astea, adică nu mă deranjează că au făcut-o pe Annette Bening Marvel în loc de, nu știu, credeam toți că o să fie Jude Law și o să ia așa. Nu asta neapărat m mă deranjat, dar dacă s-au axat prea mult pe chestia asta și din cauza asta s-a cam dus scenariu, atunci da, normal că mă deranjează, da? Nu prea mi-a plăcut că au schimbat felul în care și-a primit ia puterile, adică iar au, au trebuiau să facă o legătură cu Teseractul, trebuia să facă neapărat legătură cu uh, MCU, cu ce s-a întâmplat până acum în MCU. Nu putea să-și ia puterile de la Marvel sau, da, sau oricum altfel, adică trebuia neapărat să fie ceva, un obiect, o superputere, o chestie să-i transmită puterile care să aibă legătură cu MCU. Nu era cazul neapărat, adică Ronan l-au. Total irosit nu prea pot să zic că îmi pare rău acolo pentru că nu prea mi-ar fi plăcut să știu că se bate cu Ronan și asta e maximul punctul culminant să se bată cu Ronan pentru că și așa Ronan știm ce s-a întâmplat cu el în Guardians of the Galaxy Ar fi fost un pic anticlimactic cum ar zice americanii degeaba na? Nu, nu prea te-ar fi interesat foarte mult nu m-a deranjat că nu s-a bătut cu Ronan m-a deranjat că nu prea au fost scene de acțiune de rang, cum ne-am așteptat, cum ne așteptăm da, acum de la Marvel. Ei s-au concentrat foarte mult, probabil, cum zice toată lumea, s-au concentrat foarte mult pe Avengers, să fie Avengers geniale, sau au fost regizorii foarte buni, regizorii și scenariștii, coregrafia, aia care au făcut coregrafia de, de luptă și nu știu ce, s-au concentrat foarte bine în Avengers, că au fost aceiași cât de cât ca, um, care au făcut scenele alea, da? Și au fost alții, ăștia care au a, aici au greșit, adică poate s-au concentrat mai puțin pe filmele astea de sine stătătoare Sau contează oamenii, pentru că uite, Winter Soldier, genial Captain America 1, nu atât de genial, dar a fost mișto până la urmă, atunci Poate contează și asta, nu normal, contează și mintea ta de atunci și ce știai până atunci Acum normal că după ce știm acum, da? Normal că avem alte așteptări și alte minți și alte experiențe, logic, da? Dar uite, poate contează și oamenii, cum am zis, poate contează și experiența, contează foarte multe chestii, foarte mulți factori. Nu, nu e unul singur, da? Adică nu poți să pui totul pe faptul că poate să au concentrat mai mult pe filmele cu Avengers decât pe astea sine stătătoare, nu poți să pui totul pe oamenii care au făcut filmele alea sau oamenii care au făcut filmele alea, nu poți să pui totul pe experiența și mintea ta de acum față de atunci Și terminați cu chestia asta cu A, păi nu vezi bă că a făcut Distrus tot felul de recorduri De-astea la încasări și box office Nu știu ce, uite cât a încasat Cum poți să zici că e prost? Ce contează cât a încasat? Da, ok, foarte bine da ce exemplu să dau? Franciza Resident Evil Franciza Transformers Da? Sunt oribile Sunt oribile majoritatea, hai nu toate, dar sunt majoritatea sunt groaznice filmele, da? Te iei după încasări, ah, uh, uh, uite câți oameni au văzut filmul ăsta, înseamnă că e bun. Nu, nu, nu vi se pare că ceva nu e în regulă, Na? Cu afirmația asta? Adică The Nun, The Nun a făcut încasări, wow, mamă, super, nu știu ce. Câți dintre voi au zis, da mă, The Nun, super film, frate. Ok, lăsăm demonul, că a fost, demonul e mișto, arată bine, a avut câteva scene mișto, ok. Dar film, filmul merită atâția bani? Resident Evil, franciza, merită atâția bani? Transformers, toate astea, nu știu ce. Ok, și mie mi-a plăcut primul și al doilea Transformers atunci Aveam mintea, nu știu câți, eri, 18 ani sau câți aveam Da? Era în genul, mamă ce tare, explozii, artificii, nu știu ce Nu mai văzusem foarte multe chestii de-astea făcute așa cum au fost făcute atunci Dar țin minte că și atunci, la mintea de atunci, am mai zis chestia asta Când am văzut roboțelul ăla, că eu la un moment dat în primul Transformers Eram dat pe spate de primul Transformers Până într-un punct în care am văzut roboțelul ăla care se infiltrează în navă Fură nu știu ce secrete Și când iese afară, în plin... În Așa în câmp deschis El uh, merge așa ca și cum e un soldat normal Era un roboțel pur și simplu Și merge ca și cum era un soldat normal Salută, nu știu ce a, 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 Ce e ce, ce umorul ăsta Adică dintr-o dată am zis Wow, stai, ce facem aici? Adică ce e asta? De ce-ți bați joc de noi? Adică mergea super bine Era totul super amenințător Și mamă, roboți care nu știu ce Și după aia... După aia îmi arăți roboții vorbind între ei și unul este gen uh, rapper, unul e gen nu știu ce și vorbesc așa super cracking jokes, da? Fac glume și de-astea. ce e asta? Ce? De ce nu putea să fie serios? sau să facă glume când e cazul să faci glume, când nu te scot din atmosferă. Sunt foarte multe filme care fac asta. Și de la Marvel cât de cât au, în unele filme, au băgat niște glume exact cum zic eu acum. Era cazul, mergeau, nu te distrăgeau, nu te scoteau din atmosferă, nu distrugeau restul construcției de până atunci. Adică se poate. Nu mai spuneți că wow, a câștigat super mulți bani și asta înseamnă că e bun. Nu, a fost și publicitate foarte bună Și publicitate negativă multă Și, pub și tot felul de discuții Mamă, ce a zis Brie Larson Mamă, hai să vedem cât de feminist e filmul ăsta Plus că este înainte de Endgame Da? Dacă un film este înainte de Endgame Și există posibilități ca în filmul ăla Să-ți arate ceva La sfârșit, legătură Să știi mai multe despre Captain Marvel Care o să apară în Endgame Normal că toată lumea se duce de curiozitate să vadă ce se întâmplă în cel mai așteptat film al anului, legăturile cu cel mai așteptat film al anului, da? Normal că pentru mulți, da? În cel mai mare blockbuster, să zicem, endgame, da? na, Poți să-i zici așa, mulți îl consideră așa, da? Normal că o să se ducă foarte multă lume, asta e alt motiv pentru care face atât de mulți bani, da? Dar nu are nici sens discuția asta, nu are sens discuția asta, câștigă pentru că sunt unele chestii care au atras. Da? Să nu înseamnă. Absolut deloc nu contează pentru cât de bun e filmul. Și eu nu zic că filmul a fost prost, și nu zic pentru că a câștigat bani și m-am schimbat părerea că am văzut câți bani a câștigat acum. Bă, s-ar putea să fie mai bun decât am crezut. Nu! Nu! Doamne ferește! Doamne ferește! Nu! Pur și simplu de la început nu am considerat. Foarte prost, și nu, nu mă scuz acum sau ce, nu, nu, pur și simplu, mai, mai zic încă o dată, mă repet Nu a fost atât de prost, precum poate ați înțeles în, în discuția cu spo fără spoilere I-am dat un minus 7 Rămân la aceeași părere, e pentru mine e pe la un minus 7 Nu e nici cel mai prost, nici cel mai bun Avea mult mai mult potențial cu multe chestii să facă, da? Mult mai mult potențial nu știu ce s-a întâmplat cu personajul lui Brie Larson, adică de ce au făcut-o pe Captain Marvel? Ba, amuzant-o, face glume și chestii energico, să zicem. Ba, am zis chestia asta. Ba, super ne carismatică. Per total, n-a fost deloc carismatică. Adică nu pot să zic că mă gândesc acum la personajul ăsta, mama. abia aștept să văd cum reacționează cu ea în endgame. Cum a fost scena de după distribuție. Prima, când apare și spune unde e Fury, îi spune Black Widow și Captain America. Nu pot să zic că mama abia aștept să văd cum e relația asta între Captain Marvel și ei. Sunt curios mai mult pentru că sunt ei și ce se întâmplă cu totul Dar nu m-a dat pe spate personajul ei Adică nu el Nu-mi pasă, nu m-a făcut să-mi pese atât de mult Sunt sigur că în endgame O să o facă mult mai mișto o să facă puterile ei mai mișto o să facă um, ce poate personajul ăsta să facă O să fie mai mișto Pumpariu, sper Mă rog, o să vedem Și neapărat, poate cea mai mare bilă albă În afară de uh, scena De după distribuție, prima Este uh, in memoriam sau omagiu adus lui Stan Lee, nu știu de ce n-am menționat, cred că n-am vrut să fie spoiler oarecum, în cea fără spoiler, în discuția fără spoilere, omagiu au aplaudat, deci cam jumătate de sală și eram gen... de ce nu e mai multă lume? Adică, a, da, oricum mi-a plăcut că a aplaudat lumea, frate. Deci a aplaudat lumea în sală la omagiul lui Stanley. Mi s-a părut ceva, adică să ti se face pielea de găină. E, e, foarte, a fost foarte mișto, bravo! Foarte bună ideea și sper să facă chestia asta și la începutul lui Endgame, să vadă și mai multă lume omagiu ăla. Chestia cu pisica, da, ok, au fost, au fost scene cute și amuzante care implică pisica, dar la fel, cel mai mare potențial irosit al pisicii a fost că din cauza ei și-a pierdut Nick Fury ochiul. Adică ce dracu a fost scena aia? Dintr-o dată ai clipit și ai pierdut-o, gen, ce -o? a, ce bă, mă, de -a, a oară când face asta, apropo, a zecea oară când se uită la pisica aia după ce știe că e nu știu ce fel de monstru și căcat uh, și îl zgârie pe ochi, așa, gen, o fracțiune de se secundă, bam, îl zgârie pe ochi și, a, ești ok? E gen, na, n -na n are nimic. Și era în gen, stai puțin, a, asta e? Și așa și pierde ochiul? Și așa reacționează când își pierde ochiul. Gen, na, e ok. Yeah. mi am pierdut ochiul. Adică ok, e Nick Fury, dar nu așa face un om normal când își pierde un ochi. Da? Foarte prost livrată scena aia. Din toate punctele de vedere. Editare, personaj, reacție, reacția personajului. Regizată, deci, Doamne, ferește! Ce a fost scena aia? Nu zic, adică îmi place ideea că și-a pierdut ochiul de la pisică, dar putea să fie făcut mult mai amuzant, să reacționeze mai natural, da? Și oricum, nu e cea mai bună idee. Adică, având în vedere ce zice în, în Captain America. 2, uh, nu, în Winter Soldier Când zice că ultima dată când am avut încredere În cineva mi-am pierdut ochiul Și mama e momentul ăla super epic Când își deschide Când își dă aia la o parte și e ochiul lui Încă acolo, mă rog e. Sau e alt ochi de sticlă sau ceva, nu contează Și arată super șmecher și mama E BUM Încă l-are de fapt, știi Și că îl scanează, da Mamă cât de tare a fost Și distruși total Chestia aia prin a, ah, ultima oară când am avut încredere în cineva a fost de fapt o pisică care știam că e monstru și tot o tot, giuleam tot, tot așa ca un bou, ca un descreierat, ca un ciudat Tot filmul Captain Marvel <laughs> și m-a pe ochi și am rămas fără ochi și... yeah. <laughs> Am și o pisică lui Captain Marvel aici, adică mă rog, e, e, e pisica mea, e mai mișto decât pisica lui Captain Marvel Pentru că e Black Panther, este pisica mea Black Panther <laughs> Pentru că e neagră și îmi atacă firul de la microfon și termină pisa. Gata, lasă-l în pace. Nu te mai Nu, no, nu, no, nu, no, no. Ca bile albe au fost într-adevăr, au fost cameourile. Mi-a plăcut să-l văd pe Phil Colson tânăr, mi-a plăcut să văd cameo lui uh, Stan Lee. Nu sunt sigur dacă e Stan Lee sau a fost CGI, Cred că e și Stanley, pentru că e și în Endgame, și atunci, nu? Ar trebui să fi fost totuși în viață, depinde când au filmat și cum. Mi s-a părut un pic că arăta un pic ciudățel, nu știu dacă era CGI sau pentru că era deja foarte bătrân și poate și bolnav, nu știu Oricum, mi-a plăcut foarte mult momentul. Au fost au fost chestii, au fost și niște chestii amuzante, au fost și niște chestii groaznice din punct de vedere al umorului, cum am mai zis. Au fost și niște chestii ok, în scenele de acțiune au fost și niște chestii ok, dar din nou, nu s-a ridicat la nivel. Până la urmă scenariul a fost care l-au cam distrus filmul și faptul că n-a fost cine știe ce direcție pentru personajul lui Brie Larson adică nu i-au spus, cred, exact ce vor să facă cu personajul ăsta nu, altfel nu imaginez de ce a fost atât de necarismatică. Și am vorbit la podcast cu Irina, doamna Irina Margareta Nistor și la fel a zis: "Cine a pus o pasta ea a fost un pic mai deranjată de de Brie Larson. Eu n-am fost atât de, dar într-adevăr, nu e carismatică. N-a fost în filmul ăsta cel puțin, nu știu. Cine a văzut filmul, ce v-a plăcut cel mai mult și ce v-a plăcut cel mai puțin?" Bam, 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 trei chestii. Cel mai mult, cel mai mult, cel mai mult mi-a plăcut aia, aia, aia. Cel mai puțin mi-a plăcut aia, aia, aia. Trei cu trei. Da? Hai să facem așa în comentarii. Ok, cui i-a plăcut mai mult filmul și a zis a fost ok? Da, sunt de acord, am zis că poate multă lume se duce undeva până la 8, să zicem, cu filmul ăsta și la fel de multă lume sau poate mai multă lume se duce chiar până la un 6. Mă rog, bun, până data viitoare, până la următorul vlog sau ce fac recenzie, bam, 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 vizionare foarte plăcută în continuare și uh, pupa da pa nu știu de ce mai zic și pupa da pa pentru că e atât vizionare plăcută pupa da pa da pa da pa